Doamnelor și domnilor, în câteva momente începe Deștepți cu banii, emisiunea concurs în care două familii își testează nivelul de inteligență financiară. Gazdele dumneavoastră sunt Grațiela Duban și Vladimir Drăghia. Bun venit, dragii noștri, la Deștepți cu banii! Emisiunea concurs care te ajută să răzbați în jungla financiară care ne înconjoară. Suntem Grațiela Duban și Vladimir Drăghia și vă invităm să ne fiți alături într-o călătorie plină de suspans și de informații folositoare, la finalul căreia una dintre cele două echipe va pleca acasă cu premiul în valoare de 5.000 de lei și cu șansa de a merge mai departe către marea finală. Unde marele premiu este de 25.000 de lei. Dar și voi, cei care ne urmăriți, veți avea de câștigat de pe urma acestui concurs. Veți afla lucruri interesante, sfaturi utile despre cum să îmblânziți leii. Și dacă tot ai adus vorba despre sfaturi financiare, e timpul să faceți cunoștință cu Profa de Bani, care ne va oferi indicii utile pentru concurenți și informații interesante pentru toată lumea. Bună! Astăzi nu vă scot la tablă. Azi aflăm ce înseamnă regula 20-50-30 pentru bugetul personal. Și mai aflăm și de ce e important să punem în imagini visul pentru care strângem bani. Sfaturi numai bune de pus în practică. Să faci alegeri financiare inteligente e mai ușor decât crezi. E, când ești profă de bani, e simplu să spui așa. Ce mai greu... faci cu banii? Exact, mai greu e să pui în aplicare, zic eu. Dar trebuie să mai știți că înainte să înceapă emisiunea, Profa de Bani le-a dat un test de inteligență financiară celor două echipe. Concurenții au răspuns în scris la trei întrebări, au pus foile într-un plic ce va rămâne sigilat până la runda finală. Atunci vom afla cu toții ce răspunsuri au dat concurenții, iar ei vor afla ce au câștigat sau ce au pierdut. Deocamdată vă mai spunem doar că la final aceste trei întrebări vor putea da peste cap toate calculele pe care le-ați făcut. Iar acum a sosit momentul să-i cunoaștem pe concurenții de astăzi. Începem cu prima echipă, Vladimir, ai onoarea. Ramona este cosmetician, iar George este pizzaiolo sau pizza chef, să-i spunem. Asta înseamnă că ești șeful pizzelor, nu? Sunt căsătoriți, locuiesc în Brașov și în seara asta intră în luptă pentru premiul de 5.000 de lei. Doamnelor și domnilor, familia Ranete. Bine ați venit! Bună seara! Bine, cum sunteți? Vă simțiți bine? Da. Ok, amândoi ne-au mărturisit înainte de emisiune că planurile lor de viitor sunt oarecum asemănătoare. Vor să-și transforme profesia în afacere. Ramona visează la un salon propriu de cosmetică, iar George la restaurantul său. Cum vă gândiți să faceți asta? Strângeți bani pentru a vă finanța o perioadă business-ul? Ce faceți? Așteptați să înceapă să producă sau vă împrumutați în speranța că veți putea plăti ratele din veniturile realizate? Am încercat să ne strângem până acum sursele necesare pentru a deschide afacerea și suntem pe punctul de a porni. Cam cât ați strâns așa în procente? E, și tu acum, Vladimir, ești prea curios. Vreau să știu cât mai au nevoie, ca să știu dacă e suficient să câștige aici. Păi vrei să dea totul din casă, poate omul a strâns mai mult și soția nu știe. Mai știi? Interesant. Interesant, auzi. Eu zic așa, să trecem la celălalt pupitru, unde o să o cunoaștem pe Roxana, operator de call center, și soțul său, Cristian, care este bucătar. Asta da coincidență ca ambii concurenți de sex masculin de a să lucreze în același domeniu. Doamnelor și domnilor, familia Rusen! Bine ați venit la Deștepți cu banii! Bună seara. Să aveți noroc, dar știți cum se spune. Omul își face norocul și cu mâna lui, așa că aveți mare grijă. Știu că vreți să vă lansați în afaceri imobiliare. Doriți ca asta să fie ocupația voastră de bază sau doar așa, să-i spunem, o investiție care să vă aducă niște venituri suplimentare? Varianta B. Niște venituri suplimentare. Nu strică niciodată.
corect. Să nu mai pierdem timpul așadar și să începem jocul. Scopul celor două echipe este ca în fiecare rundă să adune cât mai multe puncte. Cine va avea la spinal cele mai multe puncte va câștiga premiul ediției de 5.000 de lei și va merge mai departe în semifinală. Pentru început, fiecare echipă va porni la drum cu un portofoliu de 1.000 de puncte pe care le va putea spori sau pierde în funcție de cât de corecte vor fi răspunsurile pe care le va da. În prima rundă vor fi 5 întrebări comune pentru ambele echipe. La fiecare întrebare va răspunde echipa care este, atenție, mai iute de mână și apasă prima buzzerul. Atenție, nu aveți voie să atingeți buzzerul înainte să terminăm de citit întrebarea, iar pe video-ul să fie afișate cele 4 variante de răspuns. Dacă răspunsul dat de echipă este cel corect, se va auzi acest sunet și echipa respectivă va ști că va avea în plus 100 de puncte, 100 de puncte care se vor adăuga celor 1000 deja existente. Dacă însă alege o variantă greșită de răspuns, ați auzit sunetul, sper să nu-l auziți foarte des, atunci portofoliul său va fi mai sărac cu 100 de puncte. Și știți cum fac eu treaba asta? Le iau eu! Nu vă speriați, noi vă dăm și o mână de ajutor. Profa de bani vine cu sfaturi utile, așa că urmăriți-o cu atenție, s-ar putea să vă fie folositoare chiar astăzi. Regula 20-50-30 pentru bugetul personal. Ce înseamnă? Păi, din veniturile lunare, adică din salariu, alocă în această ordine: 20% pentru economisire, 50% pentru cheltuieli curente și 30% pentru dorințe. Prea multe cifre? Hai să mai vedem o dată. Privește-ți degetele. Dacă aceștia sunt toți banii tăi, ei bine, pentru economii sunt cele două degete, adică 20% de care spuneam mai devreme. Pentru cheltuielile pe care este musai să le faci, casă, masă, apă, căldură, ai toate degetele unei mâini. 5. Pentru dorințe, adică acele lucruri care ne fac viața mai plăcută, ai 3 degete. Așa arată formula bugetului de nota 10. Voi, dragii mei, pregătiți-vă pentru că începe distracția. Așadar, fiți iuți de mână, apăsați buzzerul, alegeți răspunsul corect și vă veți umple de puncte. Iată și prima întrebare. Care este principalul argument pentru existența unui buget familial? A. Pot vedea cât pot cheltui după ce economisesc. B. Pot vedea cât pot economisi după plata datoriilor. C. Pot vedea pe ce cheltuim cel mai mult. Și D. Pot afla dacă îmi rămân bani pentru distracții. Echipa Rusen sparge gheața. Varianta B este cea corectă. B, Barb, așa da? Zici tu că e cea corectă, dar eu nu ascult de tine, eu ascult de computerul nostru. Ia să vedem. Ce zici tu? De curiozitate, ce zice soția? Eu ziceam un A. Un A. Iar computerul nostru, să vedem ce răspuns corect ne va da. Ce ai făcut? Data n-ai viitoare, ascultat de soție. Poate ascultați de soție. Da. Fă câști. 100 Gata. De puncte. La gratiera. Vine întrebarea a doua. Pregătiți toți, da? Care sunt principalele categorii de cheltuieli pentru care adulții consumă banii? A. Călătorii și vacanțe. B. Hrană și întreținerea locuinței. C. Educație, sport, divertisment. Sau D. Vestimentație și accesorii. Mama, familia Ranete! Mi-a plăcut de ea, știi cum a făcut? Bam! Imediat nu s-a uitat. Ia să vedem și răspunsul. Ar fi fost fain să fie A, dar din păcate eu cred că este B. Hrană și întreținerea locuinței. B. Da, și eu vreau în vacanță. Să vedem ce spune computerul. Spune că aveți dreptate. Bravo! 1000 se transformă într-o 1100. Și trecem la următoarea întrebare. Corect! În ce măsură pot să-mi permit luxul
de a-mi satisface anumite dorințe. A. Cheltuiesc și mă opresc când se termină banii. B. Mă abțin, mai bine economisesc în plus. C. Nu știu cum aș putea face asta. D. Am grijă să nu depășesc 30% din venitul lunar. Ținuse mâna, ținuse mâna pe buton, era mai pregătită. Bravo. Am grijă să nu depășesc 30% din venitul lunar. Ia să vedem. D. Da, de la Dumitru. Să vedem ce spune computerul. Spune că aveți dreptate. V-ați recuperat? Ne-ai dat 100 înapoi. Dă înapoi punctele, te rog. Cele 100 de puncte. Bine, hai, luați-le de la mine. Mulțumim. Trecem mai departe. De la ce vârstă ar trebui să încep să economisesc pentru pensie? A. 18-35 de ani. B. 35-45 de ani. C. 45-55 de ani. Sau D. De la 55 de ani. Bun! Cred că varianta B. Și eu tot pe B aș merge. Mergem pe B, de la Barbu, da? B. 35-45 de ani. Ia să vedem ce zice computerul. Eu cred că deja... Măcar ați fost de acord. Măcar ați fost de acord pe aceeași variantă. Să vedem dacă... Ia zi tu, Vladimir. Vrei să încerc eu? Da. Care e răspunsul corect? Păi, în mod normal, logic ar fi să încep să economisesc cât mai repede, astfel încât aș merge pe A. Ia să vedem dacă îmi dă dreptate computerul. Mulțumesc, bravo. mulțumesc. Bravo, recunosc, dar... nu fac asta, dar știu cum ar trebui să se facă. E, și uite așa, mâna greblă mi se făcu și v-am mai luat încă 100 de puncte. Întrebarea cu numărul 5. În perioada comunistă era cu desăvârșire interzis să deții așa ceva. Azi, oricine și-ar dori, măcar câțiva. Este vorba despre cocoșei. Ce sunt cocoșei? A. Pandantive din aur în forma unor cocoșei. B. Monede românești de un leu din secolul al XIX-lea. C. Monede franceze de 20 de franci din aur. D. Niciuna dintre variantele de mai sus. Domnul Ranete, văd că ați început să folosiți corect butonul ăla. Ia să vedem, pe ce variantă mergem? Varianta D. D, da? Ultima variantă. B sau D? D, de la Dumitru, da? Ultima. Bun. Să vedem ce zice computerul. Este varianta D corectă? Nu. Uh-oh. Este incorrectă. Să vedem ce variantă este corectă. Monede franceze de 20 de franci din aur. Și uite așa, ați mai scăpat de 100 de puncte. Să vedem care este situația celor două echipe după primul set de întrebări. Echipa Ranete are 900 de puncte și echipa Rusen 1000 de puncte. Chiar... Este foarte strâns, foarte strâns. O să vedeți ce urmează în rundele următoare. Adică Vladimir și cu mine v-am pregătit ceva surprize. A sosit momentul pentru runda a doua, în care regulile sunt un pic diferite. Ambele echipe vor răspunde la câte 3 întrebări cu 4 variante de răspuns fiecare. Deci nu mai folosim buzzerul. Echipele vor primi alternativ câte o întrebare. La fel ca în runda 1, un răspuns corect le poate aduce 100 de puncte, în timp ce o alegere greșită a răspunsului le va subția portofoliul cu 100 de puncte. Dar în plus, față de prima rundă, echipele își pot câștiga șansa de a parcurge drumul surprizelor. Pentru fiecare răspuns corect în această rundă, echipa va debloca un set de 5 enunțuri. 5 afirmații despre care trebuie să spună dacă sunt adevărate sau false. După citirea fiecărui enunț, concurenții au la dispoziție maxim 3 secunde pentru a da verdictul, adevărat sau fals. În funcție de numărul de verdicte corecte, echipa va avansa tot atâtea poziții pe drumul surprizelor.
La fiecare poziție de pe parcurs există surprize. Unele foarte plăcute, altele mai puțin plăcute. Acestea vor fi vizibile în momentul în care o echipă ajunge la poziția respectivă. În cazul în care acolo există un bonus exprimat în puncte, acestea vor intra în portofoliul echipei care le-a descoperit. Dacă însă în căsuță se află o penalizare exprimată tot în puncte, acestea se vor scădea din portofoliul echipei. Hârșt! Există doar 3 poziții deschise, deci vizibile, de la început. 5, 15 și 25. Primele două permit celor care ajung acolo salturi înainte de câte 5 căsuțe. Dacă o echipă dă toate cele 5 verdicte corect în cele 3 serii de enunțuri, atunci va ajunge în ultima căsuță a grilei, cea cu numărul 25, unde, atenție, atenție mare, unde o așteaptă marele bonus de 1000 de puncte. Acestea fiind spuse, să trecem la treabă, dar nu înainte de o asculta din nou pe profa de bani, care, ați văzut deja, vine cu informații prețioase. Poza pentru visul tău. Toți avem visuri. Al tău care e? Încearcă să-l vezi. Ce imagine ți apare? În drumul spre visul tău apar tentații, dorințe mai mici care te distrag de la visul tău cel mare. Ca să le poți depăși, adu-ți aminte cum arată visul tău. Ca să fie mai ușor, alege o poză care seamănă cu cea din imaginația ta și ține-o cu tine tot timpul. Pune-o în portofel sau salvează-o în telefon. Uită-te la ea de fiecare dată când vrei să cheltui bani pe visuri mai mici. Vom începe în ordine alfabetică. Deci, la prima întrebare a acestei runde va răspunde echipa... Ranete! Bravo, Vladimir! Ce termen generic reflectă suma câștigată din dobândă într-o anumită perioadă? A. Valoarea trecută a banilor. B. Valoarea reală a banilor. C. Valoarea ipotetică a banilor. Sau D. Valoarea în timp a banilor. Mergem pe varianta D. 10 secunde. Mergem pe varianta D. D, da? D. Să vedem ce spune și computerul. Răspuns corect. Bravo, ați mai câștigat 100 de puncte și asta înseamnă că mergem și pe drumul surprizelor, dar... Nu înainte de a ne spune dacă este adevărat sau fals și, înainte de toate, care dintre voi doi va spune treaba asta? Tragem la sorți. Dreapta sau stânga? Dreapta. Ramona, tu răspunzi. Sunteți de acord? Da. Ok. Bun, rămâne să răspundă Ramona. Ești pregătită să începem să spunem enunțurile? Da, Vladimir, sunt pregătită. 3 secunde pentru fiecare enunț, da? Adevărat, fals. 1. Pentru educație, o familie cheltuie în medie sub 0,1% din venitul total. Fals. Cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie doar pentru că sunt ieftine. Adevărat. E posibil ca o persoană cu un venit foarte mare să aibă și datorii mari. Adevărat. Debitorul este tot una cu datornicul. Fals. Vârsta minimă pentru obținerea unui card bancar este 21 de ani. Fals. E, acum să vedem. Cam cât credeți că... Cam răspuns corect? Da. Da. Cam din 5 cât? 4. Sper ca 4. Ați răspuns 3 din 5. 3 din 5. E bine. E bine. Hai că bine. Totuși ați trecut clasa. Să vedem ce se ascunde sub căsuța numărul 3. 1, 2 și 3. Pa, pa! Știți asta ce înseamnă? Asta înseamnă că... Ne întoarcem. Exact. Bravo. Vă întoarceți de unde ați plecat. Chiar e foarte de bine la start. Pentru că puteți să pierdeți puncte, că avem și căsuțe cu minus puncte. Da. Deci, suntem ok. Este acum rândul echipei Rusen să răspundă la întrebare. Ce este pilonul 3? A. Impozitul datorat statului. B. Modalitatea de economisire pentru pensionare. C. Asigurare de viață. D.
rata la creditul de consum. Cotizez și eu la pilonul 3. Modalitate de economisire pentru pensionari. Este. Bravo! 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 Asta înseamnă încă 100 de puncte în portofoliu vostru. Avem 1100 de puncte și mergem pe drumul surprizelor, dar nu înainte de a desemna persoana care să răspundă adevărat sau fals celor 5 enunțuri. Eu sau tu, hai! Ce-a făcut? Foarteca? Da! Piatra! Bun. Oficial acum, cine va răspunde? Eu. Piatra! Bun! Piatra va răspunde. Începem, da? 3 secunde pentru fiecare răspuns, adevărat sau fals de fiecare dată, da? Majoritatea românilor nu-și monitorizează cheltuielile. Adevărat. Achiziția unei case în care locuiești este considerată o investiție. Adevărat. Îmi pot păstra standardul de viață la pensie dacă încep să economisesc după 50 de ani. Fals. Participarea la pilonii 2 și 3 de pensii private reprezintă o modalitate eficientă de economisire. Adevărat. Principalul avantaj al fondurilor mutuale este că oferă investitorilor acces facil la un portofoliu diversificat de titluri de investiții. Adevărat. 4 răspunsuri din 5. Bravo, este bine. Este bine, 4 din 5. Ia să vedem. Acum, ce se ascunde la căsuța cu numărul 4? Ce ghinion! Ați pierdut. Mi se pare nedrept, dar ăsta e jocul. Trecem mai departe. V-am zis eu, norocul și-l face omul și cu mâna lui. Mergem din nou la echipa Ranete, căreia îi adresăm cea de-a doua întrebare a rundei. Pregătiți? Bun. Ce grad de risc implică fondurile de investiții? A. Mare. B. Mediu. C. Mic. D. Depinde. A. A. Sunteți de acord? Așa, de curiozitate. Mergem pe A să vedem ce are de spus computerul. Acum puteți să ne spuneți. Ce părere? Ce ați ales? Depinde. Ia să vedem ce ne spune computerul. Răspunsul D era un răspuns corect. Ce faceți, domnul Ranete? Ce faceți? Pagubă, ce să fac? Pagubă, da. Buzunar. Stăm cu minți pentru că ne întoarcem la echipa Rusen pentru o nouă întrebare. Când împrumutăm bani, cum afectează timpul suma totală rambursată? A. Cu cât perioada e mai scurtă, cu atât sunt ratele mai mici. B. Cu cât perioada e mai scurtă, cu atât vom plăti mai mult în total. C. Cu cât perioada e mai lungă, cu atât vom plăti mai puțin în total. Și D. Cu cât perioada e mai lungă, cu atât vom plăti mai mult în total. D. De acord? Bă, e grea asta. Nu e grea. Atunci să răspundă cine zice că nu e grea. Eu zic că D. Varianta D. Cu cât perioada e mai lungă, cu atât vom plăti mai mult în total. Soțul e de acord? Eu credeam că este A. Mergem totuși pe D, ca varianta oficială, iar computerul spune că este varianta... corectă! Bravo, felicitări! Adăugăm 100 de puncte și mergem pe drumul surprizelor. Dar nu înainte de a ne spune cine va răspunde cu adevărat sau fals la cele 5 enunțuri. Iar. Foarteca! Tot eu! La revedere, Foarteca! Piatra rămâne piatră! Bun! Pregătiți, da? Da! La achiziția unei locuințe noi de maxim 120 de metri pătrați și 140.000 de euro, TVA-ul este de 5%. Adevărat! Să cumperi o pereche de pantofi noi roz reprezintă o necesitate. Fals! Când leul se depreciază, plata lunară a unui credit luat în valută crește. Adevărat. Fondurile de investiții sunt gestionate de Banca Națională a României. Fals. Cine conduce prudent nu are niciun motiv să încheie o asigurare auto. Fals. Vreți răspunsuri? Vreți să vă zicem cât? Da, vă rugăm. Păi nu. Hai să vedem împreună, că e o veste bună, mă. Bun. Hai. 5 din 5. Bravo, felicitări. Give me 5. Cum ar veni treaba? Să vedem ce zice drumul surprizelor.
9. Nu știu, nu știu ce să fac. Care e cu ghinionul la voi? Se pare că amândoi, că se răsfrânge asupra amândurora. Trecem acum la echipa Ranete, care va răspunde pentru ultima dată în această rundă. Respirați. Ați văzut că nu e neapărat, să ai și noroc. Degeaba știi dacă n-ai noroc. Da. Bun. Trecem la întrebare, da? Principalul motiv pentru constituirea unui fond destinat studiilor copilului imediat după nașterea acestuia este: A. Copiii trebuie obișnuiți de mici cu economisirea. B. Poți depune lunar o sumă mai mică. C. Doar așa ai siguranța unor economii direct pe numele copilului. Sau D. În 18 ani se va strânge o sumă majorată considerabil de dobândă la dobândă. Nu știu, D. Varianta D. Sunteți siguri? Mergem pe D? Gata! Mergem pe D? D. D, Vladimir. D. Mergem pe D. Ia să vedem ce spune computerul. Este de acord cu voi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ați mai câștigat 100 de puncte și că mergem pentru ultima dată pe drumul surprizelor. Cine răspunde de data asta cu adevărat sau fals? Încerc eu. Încerc tu. Bun. Începem? 3 secunde, nu uitați cel mult de fapt, 3 secunde pentru fiecare enunț. Cu cât riscul financiar pentru un credit este mai mare, cu atât mai mare este și rata dobânzii. Adevărat. Dacă nu scot banii de pe card în primele 5 zile după ce mi-a fost virat salariul, voi avea bani mai puțin în cont. Fals. Bugetul este un instrument care se schimbă constant și care poate fi calibrat cu multă disciplină după mai multe luni de planificare. Fals. Contractarea creditelor ar trebui efectuată în moneda în care realizezi veniturile. Adevărat. Pentru a-și cumpăra electrocasnice de folosință îndelungată, familia ar trebui mai întâi să economisească. Adevărat. Adevărat, nu? Ia să vedem. Cât de adevărat ați răspuns voi? Câte răspunsuri? Sunteți sigur pe toate cele 5 răspunsuri? Nu sunt sigur pe toate cele 5. Pe minim 3. 3. Minimum 3, nu? Da. E, cam adevărul este undeva la mijloc. 4 din 5. 4 din 5. Bun. Ia să vedem și drumul surprizelor ce ne rezervă. Minus 100 de puncte. Sigur, nu puteți să fiți supărați. V-am zis surprizelor că sunt și surprize neplăcute. Îmi pare rău. De data asta au fost neplăcute. Dar credeți-mă, există și surprize foarte plăcute pe drumul ăsta. Am ajuns și la ultima întrebare a rundei, la care vor răspunde cei din echipa ruse. Atenție, vă rog! Când poți spune că ai confort financiar? A. Când venitul îți acoperă cheltuielile curente și datoriile. B. Când venitul îți acoperă cheltuielile curente, datoriile și poți să pui și ceva bani deoparte. C. Când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile. D. Când cheltuielile sunt mai mici decât datoriile. Știu răspunsul de la doamna profesoară, pentru că ai fost atent. Bravo. Când venitul îți acoperă regula de 50-30-20, deci varianta B. Cu mânuțele astea două să vedem răspunsul dacă este corect. Corect, bravo! Așadar, dragilor, încă 100 de puncte pentru că răspunsul este corect. Și acum să ne spuneți care dintre voi doi... Uite ce frică le este, mă jur de surprizelor. Ia să vedem, hai! Foarfecă, cum e, foarfecă? Mamă, gata, pe data asta te-am pachetat. Cu noroc. Schimbăm strategia. L-am pachetat. Bun. Fondurile mutuale de investiții oferă investitorilor venituri minime garantate. Fals.
cursul de referință al leului față de principalele valute este stabilit zilnic de Ministerul de Finanțe. Fals. Locuința personală în care locuiești nu produce, ci consumă. Adevărat? Independența financiară este 20% știință și 80% comportament educat. Adevărat? RCA-ul acoperă daunele pe care mașina ta le produce altor mașini. Adevărat. 5 din 5. Felicitări, dar o să vă zicem felicitări abia după ce să vedem, să vedem ce faceți pe drumul surprizelor. Ia să vedem unde ne duce drumul. Eu nici nu mă uit, uite, stau așa cu minte. Spune-mi tu. E cu plus! Hey! E cu plus 500 de puncte. Wow! Wow, plus 500 de puncte. Bravo, aplauze! Trebuia să răspund eu de la așa. Ei nu-i plac surprizele neplăcute. Cui-i plac? Există cuiva cui-i plac? Bravo, felicitări! Dragilor, haideți să vedem care este situația după cea de-a doua rundă. Echipa Ranete, 900 de puncte. Și echipa Rusen, 1500 de puncte. E, dar lupta nu este încă tranșată. Urmează noi provocări pentru concurenții noștri. Începe acum runda a treia, în care suspansul crește. Vom citi două întrebări cu sau fără variante de răspuns. Câte una pentru fiecare echipă, dar cei care apasă primii buzzerul vor avea dreptul să-și aleagă întrebarea. Nu apăsați însă buzzerul decât după ce se termină de citit ambele întrebări. În caz contrar, veți pierde dreptul de a alege întrebarea. Mare atenție însă! De ce să fie simplu când poate să fie complicat? Nu-i așa? Păi da! Una dintre întrebări valorează 1000 de puncte, iar cealaltă doar 500. Puncte care se adaugă sau se scad din portofoliile echipelor în funcție de cum vor fi răspunsurile, corecte sau greșite. Iar cea care va decide dacă răspunsurile sunt sau nu corecte este nimeni alta decât profa de bani. Să nu mai pierdem timpul, iată prima întrebare pentru 500 de puncte. Care este nivelul maxim până la care banii depuși în bancă sunt garantați de stat? Iată și pe cea de-a doua întrebare de 1000 de puncte. Horia lucrează în IT. Are 32 de ani și până la această vârstă a reușit deja să economisească peste 1 milion de lei. Bani pe care caută să-i gestioneze în așa fel încât să scape definitiv de grijile financiare. El a trăit modest în decursul anilor în care a muncit din greu și a învățat că pentru a putea investi, mai întâi trebuie să economisească. Cât credeți că a depus lunar, astfel încât la un randament anual de minim 8% să devină milionar în 12 ani? Mergem pe întrebarea de 1000. 3, 2, 1. Cine apasă buzzerul? Echipa Rusen. Ia să vedem, ce întrebare v-ați ales? Cea scurtă. Care e cea scurtă? Care este nivelul maxim până la care banii depuși în bancă sunt garantați de stat? Cea de 500 de puncte, da? Da. Din momentul acesta aveți timp de gândire 1 minut 60 de secunde. Care este nivelul maxim? Mă gândesc să fie o sumă rotundă, clar. E procent sau sumă fixă? Asta mă întreb eu. Păi procent din ce? Din... Nu, o sumă nominală. De ce aș zice, nu știu, 10.000, 100.000 de euro. Și eu tot mai aveți 40 de secunde. Stai să ne gândim. La bancă. Gândește-te 30 de secunde. 30 de secunde. Dacă nu ne închide contul mâine... Hai, 100.000 de euro și gata. Cât sunt asigurați de stat? Din fondul de asigurări de stat? Nu știu.
20? Gata, 100.000 de euro. Zicem 100.000? Zicem 100.000. Okay. 100.000? 100.000 de euro, da. Bun, putem opri cronometrul? Hai să mergem pe 100.000 și aia e. Măi, fie, treacă, meargă! 100.000, parcă. Bun, deci mergeți pe 100.000? Da. Da. Nivelul maxim până la care banii depuși în bancă sunt garantați de stat. Răspuns final, 100.000. Bun. Trecem la cealaltă întrebare. De 1.000. Aflăm variantele de răspuns? Ce n-are cum să fie? Ce n-are cum să fie? N-are cum să fie 1.000? Dar de ce n-are cum să fie 1.000? Vladimir, lase Vladimir să se concentreze, Vladimir. Nu pot să mă concentrez acum, să fac calcul. Sunt 1.000 de puncte în joc, Vladimir. 45 de secunde să veniți cu varianta corectă. Nu vreau să pun presiune, dar a trecut jumătate din timpul pe care l-aveți la dispoziție. Ce zici? Ce calcul ai făcut? Zici că este un geniu ăla care calculează acolo. Șup, 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 șup. Da, dar... Dar îți dă cu virgulă. Da. Mai aveți încă 20, 19, 18, 17 secunde. Eu zic să vă hotărâți. Mai iau, mai iau, mai iau. Nu prea mai iau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu zic așa, să o rugăm pe profa de bani să ne spună dacă răspunsurile sunt cele corecte sau nu. Bun, avem două întrebări, să începem cu prima la care a fost dat un răspuns. Care este nivelul maxim până la care banii depuși în bancă sunt garantați de stat? Răspunsul este corect, 100.000 de euro. Bravo! Este suma garantată. Și un pupic pentru 500 de puncte! Felicitări! Acum, cea de-a doua întrebare, un pic mai lungă, dar care pe scurt se referă la câți bani practic trebuie să punem deoparte în fiecare lună ca să avem o șansă să fim milionari în această viață. Ei bine, pentru că ați văzut un pic mai devreme în concurs că am vorbit despre valoarea în timp a banilor, adică cum se adună banii și cum se adună dobânda la dobândă, că din nou am vorbit foarte mult despre dobânda la dobândă în această emisiune, suma pe care trebuie să o punem deoparte în fiecare lună ca să putem să ajungem milionari este de 1.000 de euro. Din păcate, echipa nu a dat răspunsul corect. Să facem o scurtă recapitulare. După 3 runde, situația celor două echipe se prezintă astfel. În dreapta mea, echipa Ranete, minus 100 de puncte. Și în stânga mea, Rusen, cu 2.000 de puncte. Dar jocul continuă, pentru că mai avem încă o rundă care poate aduce o răsturnare de situație. Ne revedem în runda a patra. Am revenit cu cea de-a patra rundă. Vă amintiți desigur că la începutul emisiunii v-am arătat filmarea cu concurenții completând un chestionar de 3 întrebări, aceleași pentru ambele echipe. Fiecare întrebare are câte un număr de puncte, 50, 150, respectiv 300, care vor fi acordate echipelor dacă răspunsul la respectiva întrebare este corect. În această rundă nu avem penalizări! Puteți să respirați, mai ales dar voi! Ajungem pe linia de plutire. Deci, dacă vreun răspuns este greșit, nu se scad puncte. Chestionarele celor două echipe au fost sigilate în plicuri pe care le va desface profa de bani chiar acum. Tot ea ne va spune dacă răspunsurile celor două echipe sunt cele corecte sau nu. Să înceapă deci proba inteligenței financiare. Iată întrebările. Prima întrebare de 50 de puncte. Ai un plan financiar pentru pensie? A doua întrebare de 150 de puncte. Câștigi prea puțin pentru a economisi? În fine, a treia întrebare de 300 de puncte.
cât este gradul optim de îndatorare. O rugăm pe profa de bani să vină cu plicurile și să ne spună cum au răspuns cele două echipe. Și desigur, dacă au răspuns corect sau nu. O așteptăm pe profa de bani. La proba inteligenței financiare, după cum vedeți, testăm și comportamentul, nu doar cunoștințele, pentru că inteligența financiară înseamnă să și aplicăm ceea ce învățăm. Am aici cele două chestionare ale celor două familii și o să-l deschid pe primul dintre ele, echipa Ruse. Să vedem. La întrebarea, ai un plan financiar pentru pensie? Echipa Ruse ne-a răspuns da și primește 50 de puncte pentru inteligență financiară. Este bine să fim pregătiți pentru pensie cât mai din timp, pentru că banii se adună, se adună, se adună și o să ne fie mult mai ușor. A doua întrebare, câștigi prea puțin pentru a economisi? Răspunsul este nu și din nou echipa primește puncte pentru inteligență financiară. Pentru că, indiferent de suma pe care o câștigăm în fiecare lună, este bine să încercăm să punem deoparte o sumă oricât de mică. A treia întrebare, care este gradul optim de îndatorare? Echipa a răspuns între 30 și 50% din venituri. Din nou răspuns corect și mai ia 300 de puncte de inteligență financiară. În total, echipa a luat 500 de puncte. Să vedem și cea de-a doua echipă, echipa Ranete. Echipa Ranete spune că nu are un plan financiar pentru pensie și, din păcate, nu primește cele 50 de puncte pentru inteligența financiară. Câștigă prea puțin pentru a economisi, spune că nu. Deci, aici, poate, pentru că pune bani deoparte, îi acordăm cele 150 de puncte. Și care este gradul optim de îndatorare? La fel și ei spun 30-50% din venituri, ceea ce este un răspuns corect. Este foarte important să fiți atenți la gradul de îndatorare, pentru că dacă vă dați toți banii ca să acoperiți datoriile, nu vă mai rămâne nimic pentru a trăi zi de zi. Familia Ranete primește 450 de puncte. Felicitări celor două echipe pentru că au făcut alegeri financiare inteligente. Să recapitulăm, Ramona și George, familia Ranete, au strâns, să vedem, 350 de puncte. Iar Roxana și Cristian, familia Rusen, au strâns 2500 de puncte. Prin urmare, câștigătorii ediției de azi sunt cei din echipa Rusen. Felicitări, bravo! Mulțumim! E, cum e pupicul acum? Mai dulce cu 2500 de puncte? Mai ales acum că plecați acasă cu premiul în valoare de 5000 de lei și cu un loc în semifinală. Nu uitați că marele premiu care va fi acordat în finală este de 25.000 de lei. Felicitări ambelor echipe, dar din păcate concursul nostru are un singur câștigător. Ia, cum e pupicul ăla? Ia, cum e? Asta e de 5.000 de lei? Da. Și cum e? E dulce? Ia, să nu întreb cum e la de 25.000, că nu suntem pregătiți pentru asta. Dar ne bucurăm pentru voi că ați pus acolo în buzunar 5.000 de lei. Ce veți face cu ei? Nu. Îi băgăm în cei? În cei băgați? Economii. În economii. Hai, nu ascultă profa de bani. Zine, serios, în ce ai băgat? În economii. Voi nu trebuie să fiți triști și vreți să vă zic de ce? De ce? O să vă zic și de ce nu trebuie să fiți triști. O să vă încurajăm. Le zicem? Le spunem. Vă dăm o super, super veste. Chiar dacă avem un singur câștigător al premiului acestei ediții, cu toții suntem mai bogați. Cel puțin în ceea ce privește cunoștințele financiare. Iar echipa învinsă are șansa să nu plece totuși cu mâna goală de la noi. Ei vor răspunde la o întrebare adresată de un om obișnuit pe care colegii noștri au înregistrat-o cu câteva zile în urmă. Dacă răspunsul va fi corect, va pleca acasă cu un premiu surpriză de 1000 de lei. Dacă nu, rămâneți cu experiența. Eu zic așa! Da. Să vă luați inima în dinți, să vă concentrați, să ascultați bine de tot întrebarea. O calculați și după aceea ne dați un răspuns, da? Este ultima voastră șansă să câștigați niște bani în emisiunea asta. Bun! Haide, Vladimir, să vedem și noi întrebarea. Pentru că mai am mult timp până la pensie, nu e mai bine să investesc banii decât să-mi fac pilonul 3 de pensie?
O fi mai bine, o fi mai rău? După cum a spus profa de bani, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Trebuie să investim în fondul de pensie, chiar dacă este vorba despre o sumă modică. Și chiar dacă începem să depunem de vreme. Deci investim, dar investim în pensie. Să avem o bătrânețe liniștită. Oricât de puțin și cât mai repede. Corect? Da. E, eu zic așa, că trebuie să vină profa de bani să ne spună dacă răspunsul vostru este corect sau nu. Într-o ultimă intervenție în această ediție de la Școala de Bani, profa de bani! Felicitări, răspunsul este într-adevăr corect. Trebuie... Bravo, bravo! Bravo! Publicul de 1000 de lei. Într-adevăr, pe lângă faptul că este bine să ne pregătim pentru pensie cât mai devreme, mai avem un avantaj important de care ar fi bine să profităm. 400 de euro, echivalentul în lei anual, care pot fi deduși din impozitul pe venitul din salarii. Încă o dată, felicitări ambelor echipe! Cu familia Rusen ne vom revedea în semifinală. Iar vouă, celor de acasă, vă spunem la revedere până săptămâna viitoare. Fiți deștepți, câștigați banii cu inima, dar cheltuiți-i cu capul.